Simona Cioc, medic primar medicină de familie, ne povestește astăzi despre importanța vitaminei D în primii ani de viață. Bine v-am regăsit, sunt Simona Bălănescu, ne vedem din nou aici la Itibiții și mă bucur că se întâmplă acest lucru. Alături de noi a revenit doamna dr. Simona Cioc, medic primar medicină de familie și astăzi vom povesti despre laptele de creștere la copiii mici. Mă bucur să vă revăd, doamna doctor. Și eu mă bucur să revin. Ce înseamnă acest lapte de creștere pentru cei mici? Cât de important este el? Pentru a înțelege ce este laptele de creștere, trebuie să vă spun puțin despre laptele de praf care se folosește în perioada de sugar. Avem un lapte de start, de început, de la nou născut la 6 luni. Avem laptele de continuare până la vârsta de un an și după vârsta de un an, laptele de creștere, pentru că acel micuț sugar care devine copilul mic, între 1 și 3 ani, are nevoie de surse alimentare care să-i asigure o creștere armonioasă. Și reprezintă acest lapte de creștere o sursă importantă de vitamina de calciu pentru copilașul mic? Aș putea spune că reprezintă o sursă importantă și mă întorc puțin în istorie pentru a sublinia ceea ce se întâmplă în prezent. În secolul XIX, medicii germani au constatat că acei copii care luau ulei de pește, așa, nu mai făceau rahitism. Iar în 1930 s-a început fortificarea laptelui cu vitamina D și a scăzut incidența rahitismului. Deci s-a dovedit că prezența vitaminei D în anumite produse ajută la scăderea incidenței acestei afecțiuni care nu este deloc de neglijat, da. Și de neglijat, mai ales în perioada de copilărie. Astfel că laptele de creștere, care are este o sursă de vitamina D, pentru că el este îmbogățit cu calciu, cu vitamina D, uneori și cu alți nutrienți de tipul fierului, manganului și prea bine cunoscutele pre- și probiotice. Și da, laptele de creștere este important pentru a asigura statusul vitaminei D, pentru a avea acest efect pozitiv și am putea spune că asigură o strategie bună pentru administrarea cantității suficiente de vitamina D necesară pentru a asigura acest nivel optim. Foarte interesant tot ce ne povestiți, doamna doctor. Mulțumesc pentru sfaturile aduse astăzi și vă aștept să reveniți. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă că ne sunteți mereu aici la Itibiții. Promit că revin, mai povestim și altă dată. Până atunci aveți grijă de voi. Pe curând! Pentru mai multe informații despre dezvoltarea armonioasă a celor mici, rămâi alături de noi pe Itibiții FM și pagina de Facebook Itibiții. HIP, pentru ce este mai prețios în viață!